M-a percălit mult ceea ce urmează să povestesc astăzi. Vreau să vă spun că am stat o noapte întreagă în care m-am gândit, am regândit nu ceva foarte profund, dar dincolo de asta zic de vorbesc cu unor oameni pe care îi admir și atunci aș vrea foarte tare să le spun ceva important. Am să vă povestesc puțin despre... M-am pus puțin în perspectiva voastră și cam când aveam vârsta voastră, așa nu am făcut o medie, vreau să vă povestesc cum erau priviți roboții și, în general, computerele și așa mai departe. Erau privite în felul următor. Chestiunile astea, oricât de avansate vor fi, nu vor ajunge niciodată să depășească capacitățile umane, dar niciodată. Asta era o credință atât de înrădăcinată, încât o discuție despre lucrul ăsta era mai mult așa una de SF exagerat, ca să spun. Bun. Și am ajuns în zilele noastre și acum 2 luni de zile s-a întâmplat ceva extraordinar și în același timp, dintr-o anumită perspectivă, destul de înspăimântător. Un computer a reușit să bată la poker 6 jucători profesioniști. De ce un salt extraordinar de mare? Pentru că poker este un joc cu informații incomplet. Pentru că trebuie să presupui. Dar nu numai că trebuie să presupui ce face celălalt. Trebuie să mai faci un lucru, trebuie să-l forțezi să joace într-un anumit fel. Adică, cu alte cuvinte, pentru prima oară, o mașinărie presupunea cum urmează să acționeze un om și mai făcea un pas în plus. Îl forța să joace așa cum își dorea el. Oameni buni, lucrul ăsta nu este puțin, lucrul ăsta este imens. Arată, într-un anumit sens, e un salt semnificativ în inteligența artificială. Și acum o să vă povestesc repede despre ce ne obligă, ce ne obligați oameni ca voi care faceți salturi atât de mari în domeniile acestea ale informației. Ne obligă să ne definim din ce în ce mai mult ce suntem noi și ce o să vrem noi de acum încolo. În contextul în care, de exemplu, Watson înțelege limbajul non-formal, deci poți să-i spui, hey Watson, spune-mi și mie ceva despre, în contextul ăsta, în contextul în care încep să facă presupoziții despre cum ne comportăm noi, e timpul să ne punem și noi o problemă serioasă. Ok, ce va rămâne uman din toată cursa asta? Era un bun exemplu a unui filozof care spune în felul următor, zice, imaginați-vă că în 100 de ani v-aș spune că ar cobori aici extraterestri. Da? O coborât. Pac, s-a oprit aici. Asta ar fi o amenințare la adresa umanității, într-un anumit sens, sau cine știe, o oportunitate. E, vreau să vă spun și știți și voi foarte bine că la ora actuală, față de acum 20 de ani, majoritatea oamenilor de știință din domenii conexe inteligenței artificiale sau chiar din zona asta, spun cu siguranță în 50-100 de ani o să avem o minte care va concura mintea umană. Acum, ce are mintea umană în plus și ce îi va rămâne în toată povestea asta? Azi de dimineață, când ne-am trezit cu toți, creierul nostru a făcut un lucru și face un lucru al naibii de bine. A adunat datele care să ne motiveze. Să știți că un creier care lucrează bine și normal este un creier care adună date în favoarea ta. Nu le exagerează, dar le adună în favoarea ta. Ăsta e motivul pentru care, de exemplu, majoritatea oamenilor cred că sunt ceva mai bun decât media în diverse domenii. De exemplu, spun, sunt ceva mai bun decât media șofer. Sau sunt ceva mai bun decât media, sunt mai bun sufletește decât media. Și așa mai departe. Deci mintea noastră este o mașinărie motivațională. Are grijă să fim motivați. De ce e important lucrul ăsta? E, voi știți aici o poveste. Eu pot să am o minte care are o putere de calcul extraordinară. Extraordinar. Deci o putere uimitoare. Dar ea trebuie să se îndrepte spre ceva. O minte care are doar putere de calcul și nu este motivată de nimic, nu se îndreaptă spre nimic. Sau s-ar putea să devină periculoasă, în sensul în care scopurile ei s-ar putea să nu coincidă cu ale noastre sub nicio formă. Deci mintea umană ne îndreaptă spre ceva. E foarte interesant. Și noi cum am aflat lucrul ăsta? Sunt oameni care au tot felul de sindromuri care îi fac să nu mai știe
să nu mai fie motivați și să nu mai știe din cauza asta să-și calculeze propriile lor șanse și cum trebuie să acționeze. E foarte ciudat că există astfel de cazuri. Oameni care, distrugându-se o parte din zonele acestea prefrontale, nu mai sunt capabili să spună ce ar fi bine pentru ei. Ei, imaginați-vă că încet încet noi creăm inteligențe uimitoare, dar ele nu știu spre ce se îndreaptă. Și eu toată discuția de astăzi vreau să o îndrept oarecum, mă rog, nu o să o țin foarte mult, dar vreau să o îndrept exact în direcția asta. Nu numai că generațiile voastre produc noi tipuri de inteligență, încet, încet ne obligă să ne înțelegem și pe noi. Până acum, omul avea așa un fel de statut privilegiat de necontestat. Astăzi am pierdut la șah, am pierdut grav, ne bat fără să ne uităm. Astăzi am pierdut la Go, începem să pierdem la poker. Foarte neplăcut. Mâine, în mod sigur, nu vor mai exista foarte multe zone în care noi vom fi cei care avem controlul. Și acum întrebarea este, ok, ca reacție, vă dau un exemplu pe care îl știți și voi, probabil mulți dintre voi, Elon Musk spune, ok, ca să contrabalansăm chestiunea asta, cum naiba facem legătura între ce? Între om și mașină. Neuralink a primit un miliard de la Microsoft acum să ajute legătura asta între om și mașină. Să știți că și asta e o poveste complicată, pentru că în mare măsură a adăuga la noi tot felul de componente nu ne asigură că vom rămâne ceea ce suntem. Asta e o altă poveste frumoasă, dar care o să spunem în poate în alt context, poate altă dată. Cu cât adunăm componente pe noi, cu atât trebuie să le identificăm cu eul nostru. Creierul nostru face lucrul ăsta, face destul de interesant. Dar, ce înseamnă din punctul ăsta de vedere să fii uman, se complică foarte tare. Deci, revenim puțin, este că încet, încet facem pași spre o lume nouă, spre o lume care ne obligă să ne redefinim masiv. Și în sensul ăsta, este extraordinar să descoperi, dar în același timp începe să crească responsabilitatea a ceea ce facem. Într-un anumit sens ne obligă pe toți să devenim mici filozofi în tot ceea ce facem. Acum, spre finalul discuției, aș vrea foarte tare, doar am vrut să deschid o zonă, aș vrea foarte tare să vă spun ceva legat de ceea ce faceți aici. Și nu strict aici, de ceea ce faceți voi în general. Sunt aici minți geniale, asta n-am niciun lucru. Sunt oameni extraordinari, etc. Noi în România nu avem un reflex și nu prea facem lucrul ăsta. Și mie îmi place foarte mult că voi lucrați în echipă. Oameni buni, a lucra în echipă trebuie să fie, dacă noi nu știm cum să vă învățăm, trebuie să învățați voi singuri și voi între voi să fiți bune echipe. Oamenii se caracterizează nu numai prin capacitatea lor de a gândi de unii singuri, ci și prin capacitatea asta de a fi împreună și a gândi ca o minte colectivă. Pentru mine, exemplu favorit este undeva prin 2010. Se studiază și la ora actuală cum naiba au reușit. Gândiți-vă că în 2010, pe 5 august, 33 de cilieni rămâneau blocați la 700 de metri adâncime. Erau blocați. În total, ca să mergi prin galerii, le-au trebuit 5 km. 5 km de rocă care erau deasupra lor. Erau mineri, se prăbușise mina. Nimeni nu știa, nu numai dacă vor rezista, nici nu știau dacă sunt în viață sau nu. Nimeni nu avea nici cea mai mică idee cum să forezi până acolo atât de repede. Și aici a început o poveste de două părți. Odată, 33 de oameni s-au descurcat câteva zile cu mâncare de dor pentru doi oameni. Aveau într-un refugiu acolo mâncare pentru doi oameni. Iar cei de la suprafață, echipe constituite, efectiv în momentul ăla, au depus cel mai mare efort timp de 70 de zile. A fost și NASA, printre altele, în povestea asta. După 70 de zile, având noi descoperiri în domeniul forării, în 70 de zile, echipe venite de peste tot din lume i-au scos la suprafață. E o poveste extraordinară și merită să vă duceți puțin spre ea. Ăia de acolo au reușit ca specie, fiindcă au reușit împreună să aibă grijă unii de ceilalți și ăștia de sus au reușit, fără să se cunoască, să pună cap la cap cele mai tare echipe posibile.
E, s-ar putea ca în fața a ceea ce creăm, eu nu spun că inteligența artificială neapărat o să fie o amenințare, dar în fața a tot ce e viitor, să conteze foarte mult din nou să ne adunăm în echipe. Noi nu avem reflexul ăsta, din păcate. Din păcate nu vă învățăm suficient de mult în școală despre lucrul ăsta. Dar, în mare măsură, rețineți că atunci când trebuie să reușești, trebuie să reușești uitându-te la cei de lângă tine. Și eu vă mulțumesc mult că m-ați ascultat atâta timp. Mersi mult!